primăvara. Da, vine primăvara și odată cu ea vin mărțișoarele pentru noi, domnișoarele și doamnele, da. Și de pe ce ți-a căzut deja ochii? Pe foarte multe, să știi. Mărțișorul, definiția mărțișorului, ok, este o tradiție românească, este frumos pentru că ne-l punem în piept, da. Sau la mână. Sau la mână, sau cu nume, dragă, cu nume deja, uite-te și tu. Ai găsit ceva cu numele meu acolo, am găsit... Beatrice? Măi, nu, n-am găsit Beatrice. Am găsit Andreea, am găsit Ioana, am găsit Maria, am găsit Elena, dar n-am găsit Beatrice. Dar am găsit ceva special pentru tine, pentru că ești o viitoare mămică. Și uite, uite, să fii așa, știi? Cu căruciorul, o să-ți duci bebeul prin plimbări, prin parc, nu? Ba da. Nu? Am găsit aici niște broșe foarte frumoase, deci fii atentă. Pentru iubitoarele de pis, 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 pisicuță, pis, 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 te-am visat azi noapte în vis. Ia uitați-vă cât de cool este această pisicuță. Draga mea, îți plac libelulele? Da, da. Na, da. Uite ce broșă frumoasă am găsit aici. Dar păienjenii te sperie? Dar mie ăsta îmi place la nebunie. Deci mie ăsta îmi place la nebunie, sincer. Ce faci tu acolo, dragă? Uite, am găsit aici câteva mărțișoare care sunt și ambalate destul de drăguți. Uite, Dana, am l-am găsit pe ăsta, cu Dana. Ai găsit Dana? Da. Nu pe bune. Vai, mi-l faci cadou. Da, deci da, ăsta e cadou tău pentru mine. Știi, mie îmi plac mărțișoarele acestea cu mesaje. Cu mesaje pozitive. Da, de exemplu acesta. M-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit, Lulea. Mami te iubește. Uite ce drăguț e și ăsta. Tati te iubește. Uite cum sunt și astea. Îmi plac bufnițele mult. Îți plac, nu? Da. Lasă da. Să știi că și fiimea e nebunită după bufnițe. Ce aveți toate cu bufnițele astea? Căci că tot așa aduc noroc, da. Că devin înțeleaptă ca o bufniță. Uite, uite un coșar. Ia. Să-ți aducă noroc. Să-mi aducă noroc? Da. Zici? Mă, dar toate aduc noroc aici. Toate, toate, deci, toate, toate. Uite, uite. Muguza. Da. Și că dacă vine și te așează pe mâna ta, înseamnă că te căsătorești. Zici? Așa se spune. Auzi, ia să punem noi asta la loc. Eu nu mai dau mărit. Ai luat suficiente? Ai numărat? Cred că da, nu știu. Deci, uite, mie mi-au plăcut astea, brățările cu nume, știi? Pentru că Ioana este fiica mea, da, mă rog, ea e Julie, dar e Ioana Iulia Catrinel, deci Ioana. Așa, am luat Alexandra, că am o prietenă, ăsta care este cu numele meu, da, deci pe acesta mi l-ai găsit tu. Am luat pisicuța asta, că îmi place mult de tot. Libelula, pentru că e o broșă și pot să o port oricând, oricum. Așa, și bineînțeles că, uite, ale tale, sunt toate, fără număr. Graviduță, cu copilaș, și uite, și am luat și pe Angelul. Dar uite cât de frumos ar fi. Ei, nu, ăsta la tine. Haide, mă! Pe Angelul la tine. Bingo! Avem de unde să alegem. Avem. Pentru vestitorii primăverii, pentru un sezon... Vestitorii primăverii, exact. Cât mai frumos. Ai zis bine. Frumos și luminos. Și cu multă iubire. Vorbește lumea la...